Persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 nu vor mai fi carantinate timp de 14 zile dacă intră în contact direct cu un bolnav. Reprezentanții Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile spun că după vaccinare, definiția contactului direct va fi modificată. Reprezentanții Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile au propus ca persoanele care sunt vaccinate împotriva COVID-19 să nu mai intre în carantină timp de 14 zile în cazul în care intră în contact direct cu un bolnav. Se pare că această propunere este pe placul multor severineni. Oamenii spun că din moment ce se vaccinează nu ar mai trebui să fie aplicate toate măsurile impuse, dar dacă autoritățile vor cere, se vor supune dorinței acestora. Depinde de măsurile pe care o să le ia autoritățile și dacă n-am fi de acord trebuie să ne supunem acestor măsuri. Dar vi se pare normal după ce vă imunizați să mai fie nevoie de astfel de măsuri? Păi s-ar putea ca în jurul meu să fie foarte multe persoane care nu sunt imunizate și atunci pentru protecția mea trebuie să ne supunem regulilor. Vă vaccinați? Da. Acum depinde cum e legea, cum trebuie să rezolvăm în continuare treaba. Noi trebuie să purtăm și mască, trebuie să purtăm tot ce trebuie. Dar dacă deja ne vaccinăm și vaccinul se presupune că ne imunizează, de ce să mai fie nevoie de astfel de măsuri? Păi este nevoie că să îmbolnăvesc alții, să ne îmbolnăvim și noi și nu trebuie să ne îmbolnăvim. Deci trebuie să mergem în continuare, cum spune guvernul. Nu mai fi de acord, acum depinde de autorități. Nu vi se pare normal ca după imunizare să... Da, mi se pare normal. De acord să mă vaccinez, dar și purtarea măștii, dacă mai durează o perioadă, sunt de acord să o port. Dar să stați în carantină 14 zile dacă intrați în contact cu cineva, cum vi se pare? Eu cred că și asta este un lucru care trebuie respectat, că e spus de medici, de persoane care sunt cu capacitate. Premierul României, Florin Câțu, a anunțat marți, 12 ianuarie, că România va beneficia de încă 8 milioane de doze de vaccin BioNTech Pfizer. Asigurăm dozele de vaccin necesare pentru imunizarea cât mai multor cetățeni care vor să se protejeze astfel de COVID-19. Este vorba mai exact de solicitarea încă 8 milioane de doze de vaccin, care se vor adăuga celor 12 milioane de doze produse de BioNTech Pfizer și contractate deja de România, a anunțat șeful executivului. Fiecare persoană vaccinată înseamnă mai multe vieți salvate și un pas în plus câștigat împotriva COVID-19.